Ne-am bucurat de sărbători cu temperaturi care au urcat chiar și până la 25 de grade Celsius, însă astăzi și mâine vremea se răcește, în medie cu 10 grade. Va și ploua în unele zone din țară, soarele se va arăta rar printre nori și nu va mai avea aceeași putere. Însă meteorologii spun că joi vom avea parte de temperaturi mai blânde de primăvară, pentru ca apoi, spre sfârșitul săptămânii, vremea să devină din nou mohorâtă și să se răcească, iar ploile să pună stăpânire pe cea mai mare parte a țării. Chiar și așa, primăvara și-a intrat în drepturi.